Salut băieți și bine ați revenit la un nou vlog pe acest canal și mai exact o nouă farsă, pentru că a trecut deja ceva timp și n-aveam cum să-l mai frecvenț pe Bogdan, că se cam prinde de toate. Stai mă, nu mai fi pe iar să dă prostul, stai mă, nu mai fi prost, iar dă cu parfumul ăsta. Ne-am gândit Versace. De ce am făcut prostul? Ne-am gândit să facem o farsă, să facem haz de necaz despre problema pe care o avem noi cu cardul, cu hoțul care ne-a furat banii după card. Nu mai avem nicio problemă noi, domnule. Încă nu s-a găsit hoțul. Hoțul banii, să aibă probleme. Banii am recuperat, hoțul trebuie să-l prindem, așteptăm, este datoria poliției și ne-a garantat că în 2-3 luni de zile o să avem de a face cu cine a furat banii după card. Dar, revenind la vlogul nostru, o să sunăm abonații din numerele vechi. Am făcut niște vloguri în care v-am cerut voi acolo numere în privat pe Instagram și trebuia să vă sun să stau de vorbă cu voi. Asta când? Acum 7 luni, cred că. 7 luni. Jumătate. Cred că mai bine, dacă nu mă înșel. Și a intrat fratele vostru pe Instagram, a dat așa scroll până am înnebunit, am găsit numere de telefon, am salvat acolo și am sunat. Zic, băi, Badam, fii atent că îi sun și le zic direct că tu mi-ai furat banii și tu ești hoț, da, și da, tu ești infractor și te-a găsit poliția. Așa că avem aici numerele salvate, ne apucăm de sunat, băieți, nu mai stăm la discuții. Hai. Da. Alo? Da. Salut, Adelin. Salut. Eu sunt Danu. Care e Danu? Danu de pe YouTube. Ce mă spune cu privat? Pentru că avem o problemă. Ce problemă? Ai urmărit vlogurile din ultima perioadă? Da. Ai văzut că am fost la poliție, am făcut plângere cu banii, cu cardul furat, cu astea. Ăsta era, l-am găsit pe hoțul, m-a revenit. Ia sună-l înapoi, mi se dea banii. Băi, am găsit hoț, păi dacă mai sunt și când mai răspund, de acum niciodată în viață. Mai dai odată un apel, lasă. Îl mai sun odată. Ați zice închis, îmi se mărgă, că mi-a dat acum, păi, acum așa. Păi eu asta spun. M-a luat alea ca așa. Salut, s-a întrerupt? Ce? S-a întrerupt sau ai închis tu? Da, am închis eu. De ce? Am închis eu, că nu știu despre ce e vorba. Păi, dacă stai și asculti, o să afli imediat. Da, știi? Cum? Știi despre ce vorbesc, nu? Că s-au furat banii după card, că chestii de genul ăsta, știi, nu? Da, dar ce? I-am furat eu? Păi uite că cam așa reiese de aici de la poliție, că ei au făcut investigații din ăștia și ăștia de la poliție au căzut de acord cu ea de la bancă sau au lucrat împreună și uite că au găsit tranzacțiile făcute pe numele tău. Pe numele meu? Da, pe Adrian. Nu știu, eu n-am primit niciun ban pe car, nu m-am băgat în așa ceva, de nu știu de ori, știi? Băi frate, deci fii atent că eu nu vreau să fac rău nimănui, chiar dacă mie mi s-a făcut rău și așa, te-am sunat, poliția mi-a dat numărul tău ca să vorbesc cu tine prima oară, să ne înțelegem noi doi cum ar veni, să ne ajungem la mai rele, să fac plângeri în continuare, să... Păi da, dar nu înțelegi că eu nu mă bag în așa ceva, nu sunt genul, adică eu n-am niciun bag, nu știu. Băi frate, chiar dacă tu zici că n-ai treabă și așa, gândește că poliția, adică te-au găsit deja, ești acolo în baza lor de date... Dacă tu nu te înțelegi cu mine acum, dacă nu vrei să ne înțelegem, o să vină poliția la tine la poartă. Ți-am zis că nu... Asta o să trebuiască să-i convingi pe ei, nu pe mine, că pe mine nu mă interesează, că nu poți să mă minți cât vrei tu. Dacă păi asta, deci dacă tu nu vrei să te înțelegi cu mine acum, eu merg la poliție mai departe cu plângerea, rămâne acolo valabilă și vine poliția și te descurci cu ei de acolo. Nu știu ce să zic, pe eu m-am băgat în așa ceva, n-am nicio treabă. Am văzut vlogul, am văzut despre ce-i vorba, că a intrat cineva, s-a văzut bine de la cartă, a într-un vlog de-a lui Bogdan, nu știu care-i cazul. Da, uite, ți-am zis, mie mi-au dat ăștia de la poliție numărul tău de telefon, adică n-am, mi-au dat numărul de telefon și de unde să știu, te cheamă așa cum ți-ai mai dorit, Adelin, de unde să știu. Nu știu. Pe de unde aș putea știu eu datele astea? Nu știu, frate, ți-am zis, nu m-am băgat în nimic, nu ți-am luat nimic, acum, pentru că m-am... seriat așa, țin că m-ai sunat chiar pe mine și n-am avut treaba, adică n-am nici am luat eu banii după card. Eu de-abia mi-am făcut card acum o lună și nu știu, nu mi-am depus niciun ban pe ăla. Păi ți-ai făcut card exact când mi s-au furat mie bani. Cum? Ți-ai făcut card exact când mi s-au furat mie bani, înseamnă. Da, dar nu am umblat, adică n-am primit niciun ban, până n-am umblat, nu ți-am luat niciun cod după video, n-am avut treaba pe de-aia. Nu știu, frate, eu ți-am zis, deci dacă tu nu vrei să ajungem la o înțelegere... Da, ia ascultă-mă o leacă, telefonul l-ai cumpărat de unde ai tu telefonul ăsta? Telefonul ăsta l-am luat la abonament. De unde? De la cine l-ai luat? De la Telecom. Așa, și ce telefon ai? Un A12. Exact. Da, mă, vezi? Exact ce ziceau ăștia de la poliție. Deci fii atent că ți-a găsit până și după ce model de telefon ai dat, ai făcut tranzacțiile. Exact A12.
Samsung Galaxy A12. Nu știu, frate, n-am avut nicio treabă cu așa ceva, eu ți-am zis, nu m-am băgat în așa, nu ți-am luat niciun ban, stai liniștit. Eu chiar am banii pe minus pentru că mi-a luat comision de pe card, că nu mi-am băgat bani și ți-a 5 lei pe lună, dacă știi. Hai, domnul Oltean, ați terminat? Da, imediat, mă înțeleg cu băiatul aici. Haideți că aveți de dat declarația, cât stați la telefon? Da, vezi și tu, uite, numai puțin. Vezi, sunt la secția de poliție și trebuie să ajung la un numitor comun cu tine, că altfel... Adică eu nu vreau să-ți faci probleme, aia e treaba, că eu las plângerea aici și după aia să descurc poliția cu tine și ăsta mi-a, uite, din câte zic și domnul poliția, e caz penal. Nu știu, frate, nu m-am băgat la ceva, nu ți-am luat. Tu câți ani ai? Câți ani ai? Câți ani ai? 18 ani. Ești și un major, o să răspunzi exact ca un adult. Nu știu, eu cred că nu am de ce să răspund, că nu m-am băgat în așa ceva, nu ți-am luat un ban, nu am treabă. Băi, Adelin, fii atent, sper că nu te-ai supărat pe mine, frate, a fost o farsă. Te-ai speriat? Da, m-am speriat că nu știam ce doamne cum să mai fac. Prima dată când am văzut număr privat, nu știu că ești tu. După aia sunt cu un prieten afară și mi-a zis că tu ăla ce chiar era Danu, că seamănă cu vocea lui, știi? După aia ți-am răspuns a doua oară și na, ce să zic? Bă. Eu mi-am făcut card și eu nici nu știu să-mi plec un pamper sau cum. Fac vlogul ăsta pentru că dacă tot mi s-au furat banii aia, vreau să văd cum reacționează abonații când îi sun și le zic că mi-a dat poliția numărul lor și chestii genul ăsta, înțelegi? Da. Și fii atent că tu mi-ai lăsat numărul pe Instagram acum ceva timp și ai acum numele. 7 luni. Da. Dar nu mi-am dat seama că m-a luat și tremurat. M-am speriat, nu știam ce, băi, am văzut, nici nu știam cum... Fii atent, dacă erai băiat atent la vlog, banii s-au luat după un iPhone. Ai înțeles? Și tu ai zis că s-au luat după una, nu știu ce telefon, ai zis tu Samsung ceva sau nu știu ce-i. Da. Și noi am lăsat-o așa, am zis, dacă am văzut că ai mușcat-o, am mers și noi așa. Băi, Adelin, îmi pare rău dacă te-am speriat și sper să nu fii supărat pe mine. Mai speriat puțin așa, dar nu-i problemă. Băi, mă bucur că nu fii supărat. Poate mai fur bani după carduri, după ăsta, ai grijă. Hai, te salutăm, ai grijă. Te salut, pa, pa. Salut. Pa. Săracu, s-a căcat, băi, nu mai știi și telefonare și a zis și datoriile după card, a zis tot săracu. Nu, cam pe minus, nu știu ce, nu știu cum. Suna una cu 10 ani și se întreba. Acum suna când aveam vreo 17, 15 ani, 16 ani, știi? Se termina șmecheria. Ia să vedem următorul număr. Alo? Alo. Salut, Adrian la telefon. Adrian. Da, zi. Deci nu ești tu, Adrian? Nu. Păi am numărul ăsta de la cineva și scrie aici Loredan Adrian. A, da, eu sunt atunci. Păi de încerca să minți, nu? Fii atent. Zi. Eu sunt Danu, nu știu dacă cred că mă urmărești pe YouTube. Da, te știu. Așa. Nu știu dacă ai urmărit în ultima perioadă, am avut niște probleme cu niște bani luați după card, chestii de genul ăsta. Da. Fii atent, sunt aici la secția de poliție, am fost chemat acum. Da. Și după cum ai văzut, te-am sunat pe numărul personal și ți-am zis pe nume direct. Cei de la poliție, da. De la cei de la poliție reiese că tu mi-ai luat banii după card. N-are cum. Păi eu sunt la secția de poliție, de unde aș fi luat numărul de telefon, de unde știu eu toate chestiile astea. Sunt la secția de poliție, am numărul de telefon de la cei de la poliție pentru că ei au colaborat cu banca, echipa de IT de la poliție și cu cea de la bancă și ți-a găsit numărul, te-a localizat. Da. În blogul tău ziceai că s-a făcut de pe un iPhone. Eu n-am iPhone. Păi nu știu ce s-a întâmplat, probabil ai făcut o altă tranzacție, ți-am zis. Nu, n-am făcut nicio tranzacție. E numărul ăsta de telefon și cu numele în drept. E imposibil. Eu dacă vrei îți dau pe cineva de la poliție și te lămurește. Stai cum ești păgat acum, stai așa. Poftim? Stai cum ești păgat un pic. Te-am speriat? Păi stai așa un pic. Mă auzi? Da, faci un vlog ceva, fac să... Nu, frate, fii atent, că vrei să dau pe cineva de la poliție, cam aici un domn polițist care e dispus să vorbească cu tine. Vai de cap, stai așa că nu e ceva greșeală, zic eu. Ți-am zis, și cei de la bancă și cei de la poliție au găsit aceeași persoană, pe tine. N-are cum, vai de cap, mă. Păi telefonul de unde l-ai luat sau ce-ai făcut? L-ai lăsat, ai dat la cineva, a făcut altcineva în locul tău? Nu. L-ai cumpărat la mâna a doua, l-ai recent, l-ai de mult, cum e? Nu. Telefonul, eu n-am avut iPhone în viața mea. Nu contează, că uite, zice domn polițist că nu neapărat să ai iPhone. Poate, na, s-a înregistrat cu un cont de-a tău ceva. Nu, zic eu. Sigur, atât zic eu.
Da, nu știu, ți-am zis, ideea este că cei de la poliție o să vină în continuare la tine dacă ne ajungem noi doi la un numitor comun și să vedem cum facem cu banii aia. Nu, n-are cum, nu, e o greșeală, spun eu. Păi nu, eu să uite, domnul polițist aici îmi confirmă că dacă nu cădem de comun acord, o să înaintezi documentele, să vină poliția la tine. Să-ți aducă... Dar n-am cum să... Tu câți ani ai? Nu, că eu 19. 19 ani? Uite, zice domnul polițist că o să răspunzi penal pentru faptele astea, Dar adică... nu are cum, că nu... Stai, e caz penal, caz penal. Caz penal și se pedepsește cu închisoarea dacă nu vrei să-ți asumi. Dar nu pot să mă asum, că dacă nu fac și văd. Stai așa. Dacă n-am făcut așa, n-am cum să mă asum. Ți-am zis, ești localizat, ți-am zis, la poliție aici, de către echipa unde de IT. Sunt localizat unde? Nu, echipa de IT. Nu știu, că nu mi-au dat adresa. Nu există. Nu există așa ceva. Nu mi-au dat adresa ca să nu vin eu la tine. Cum îți zic eu, de unde știam să zic ții pe nume exact? Și numărul de telefon în primul rând. Fii atent, numărul de telefon, posibil să-l ai, eu zic părerea mea. Mai de mult ai făcut o fază din asta cu suna abonații, da? Și eu ți-am dat numărul meu, acolo în privat. Frate, la câte numere de telefon am primit atunci și câte mesaje, problemă mare. Nu găsesc eu niciodată un contact din ăsta. Uite, ia, stai așa, uite, fii atent. Ești din Timișoara, este? Da. Ce să-ți mai zic mai mult de atât? N-are cum. Foarte confirm, sperea și la lucru. Uite că au găsit aici și un autoturism ceva. După permis, după, nu știu exact pe ce te-au găsit, ai LRD la număr. Pozele de pe Instagram. Nu pe bune, zi, tu faci o farsă cu ceva pentru... Faci o farsă cu ceva pentru canalul tău. Da, mă, frate, am văzut că te-ai speriat. Nu, pe bune, stai că m-am speriat, că nu, dar mă gândeam, zic, cu sigur că greșeale. Ce ai zis, că vine poliția la poartă, este? Închis, mă. Bă, mi-a închis, mă, frate, mă. Să-l sună în apă, bă, coleacă de apă, bă! Stai așa, să-l sună în apă. Stropim cu niște apă. Bă, stai alea, că bădeam că... Bă, sper să răspundă, mă, frate. Da. Bă, ești ok? Bine, da, să-ți-am spus, că. M-am închis că mi-a trecut semnalul. Ești ok? Da, ok. Nu, dar fii atent că mă așteptam la asta, dar... Și nu-mi spune tu mie că eu acum o să fac pe vlog. Ba da, frate, sper să iasă vlogul dacă mai reușesc să dau de cineva, dar... Hai de capul. spune, de acolo ai numărul meu, nu? Că ți-am dat mai demult mesaj cu da, vlogul cu colaborații, nu? Da, ai numărul de scriere la mașină. Da, și știam că de acolo eu am... Poze pe Instagram cu mașina, cu astea. Te-ai speriat? Cât de tare te-ai speriat? M-a speriat, nu, dar și am vrut. Și zic, stai, ce naiba acum, că e o greșeală, ceva lui acolo, că e imposibil, că nu aș face asta niciodată, îți dai seama. Da, apare numele dumneavoastră. Cum? Apare numele dumneavoastră aici. Da, mi-am dat seama. Și când ai zis-o cu... Când ai un polițist bănuiesc că era Bogdan în spate care făcea pe polițiști, nu? Mare polițist ce era eu! Cel mai mare polițist de aici, din Francia, de la noi. Da, mă gândesc de atâta. Dacă spuneai de polițistul, atâta îmi trebuia. Îți dădeai seama instant. Am mizat pe faptul că te-ai speriat și nu o să vrei să mai vorbești cu poliția la telefon. Mai bine. Bă, sper să nu te superi pe mine. Nu, dai seama că îmi cer scuze, dar asta e, căzut în plasă, n-am ce să fac. Nu, împotriva, mă bucă ca partea de voi, mă. Bine, frate, hai grijă de tine. Hai, succes în continuare. Pa, nu mai te salut, te salut. Salut, proș. A slăbit 3 kg. Bine că a reușit. 3 kg, bine că a reușit să dau de el înapoi, că era mort, omul nu mai putea. Zic eu că n-a pierdut semnalul, i-a căzut lipsa de calci. 100% și că am pierdut, unde, că a închis, a zis, stai alea, stau aici, alea, că nu mai pot, alea, că la aer, că nu mai avea oxigen în el, nu mai știa ce-i cu el. Alo, George, tu ești? George Marian? Băi, George, sunt Danu. Serios? Da, frate, de ce nu răspunzi când strig? Păi, nu mă așteptam. Nu te așteptai? Nici în cap. Ai văzut vlogurile cu cardul, cu astea, cu ce mi s-a furat după card, cu banii? Da. Fii atent, eu sunt acum la secția de poliție, m-au chemat domnii polițiști aici. Da. Că l-au găsit pe cel care mi-a furat banii și mi-a dat numărul de telefon. Și fii atent că te-am sunat direct pe tine. Asta înseamnă că pe tine te-au găsit. Pe mine? Da. Nu. Păi cum nu, dacă domnul polițist e aici lângă mine și mi-a zis George Marian și mi-a dat numărul de telefon. Cred că asta e sofal. Crezi mie merde de glume așa pe banii mei, pe drumurile mele? Eu stau pe drumuri în continuu pentru niște prostii de astea? Eu niciodată. Păi, uite că se pare că ai făcut atât timp cât te-au găsit cei de la poliție. Fii atent, că eu te-am sunat acum
Mi-a și zis domnul polițist, vrei să-l suni să te înțelegi cu el sau mergem direct noi peste el? Dar nu am făcut absolut nimic. Am înțeles, dacă tu vrei și susții în continuare că n-ai făcut nimic, câți ani ai tu? 14. Ce o problemă, dacă ești minor și ție nu-ți fac nimic, dar părinții o să răspundă pentru ce ai făcut tu. Da, adică o dovadă n-a fost cu tranzacții? Cu... Da, da, da. Da, păi s-au văzut după tranzacții, de acolo te-au și localizat. La mine? Păi dacă ți-am zis, eu de unde știam să te sun pe tine și numărul de telefon? Pentru că eu ți-am dat numărul de telefon pe Instagram, mă. Păi eu nu urmăresc, am 100.000 de mesaje, tu crezi că eu știu eu... Te-ai uitat la număr. Poftim? Te-ai uitat la număr. Păi da, dar m-am uitat de mult rău, cred, atunci când am filmat vlogul. Nu știu, eu chiar nu am făcut... Deci uite, da, vrei să-ți dau pe cineva de la poliție să vorbești? Da. Alo, da, spuneți, vă rog. N-am înțeles că am făcut... Da, apăreți în lista de baze de date aici, George Marian. Pe numărul dumneavoastră s-au făcut tranzacțiile de 22 de milioane. Eu chiar nu am făcut așa nimic, mie nu mi-a apărut nicio tranzacție între voi. La ce bancă aveți card? BT am eu. Exact la Banca Transilvania are și domnul Olteanu Cornel. Apare aici. Păi, poate mai absolut am cineva la banca BT. Asta este adevărat, dar tranzacția arată pe numele dumneavoastră. Eu chiar nu am făcut nimic. Asta vă vedea și vă răspunde părinții, o să venim în 24 de ore, dacă aveți un părinte acasă, vom veni cu duba și vom vorbi legal cu hârtii tot ce trebuie. Ok. Bine, atunci să-ți informez părinții și... S-a terminat bateria lui Dan. Bă, s-a terminat bateria și domnul polițist aici de față. Să văd dacă mai poți să mai fac așa, că nu poți mai respira. I-a mai zis... Așa. I-a zis să răspundă... revin în 2 minute, că îl sun, că am văzut că s-a terminat bateria ca să auziți și voi ce vorbim. Corect. Așa. Chiar sunt curios dacă mai răspund. Domnul George, am revenit. Da, spune. M-au zis, da? Da. Deci, telefonul dumneavoastră a fost cumpărat nou sau a fost luat la mâna a doua? E luat la mâna a doua. Înseamnă că cineva, dacă nu dumneavoastră, înainte să luați acest telefon, s-a ocupat cu alte chestii, în neregulă. Știți, mai cunoașteți persoana de unde a luat telefonul? Am înțeles. Era... Ce vârstă avea cu aproximație? Și dacă ne puteți... Avea o vârstă foarte mare. Adică nu era nici copil, nici... Era, avea copil, ci minte... Dar mi-l puteți descrie puțin să-l căutăm pe calculator pentru un portret robot înalt, gras, până un slam? Nici nu mai țin minte, dar... Cred că am foaia unde scria numele dânsului. Okay. Ai o factură, nu? Da, de la imam. Bun. Înseamnă că s-ar putea să scap, frate, dacă ce ai telefon facă. Aveți? iPhone 8. Alo, exact. Am înțeles. Deci aici scrie că e pe Apple Pay se fac. Știi ce e Apple Pay, da? Da. Aha, am înțeles. Înseamnă că dacă l-ați făcut dumneavoastră, înseamnă că el a făcut o măgărie și după v-a vândut telefonul. Am înțeles. Oricum sunteți complice și dumneavoastră pentru că ați cumpărat un telefon care s-au efectuat chestii în regulă. Da, eu înțeleg, dar nu nicio problemă. Ok, bine atunci. O să ți-l dau pe, domnul Olteanu Cornel la telefon, ar trebui să vă înțelegeți, să vorbiți cu el. Dacă nu, trebuie să ne întâlnim toți la poliție, să dați declarație, să-l chemăm și pe domnul cu telefonul și părinții. Ia zi, Marian. Hai, dacă mai stau, dacă și-am mirat. Nici nu știu ce să zic, întotdeauna. Cum vrei să facem? Cum putem să ne înțelegem? Ai bani așa să-mi dai? Nu prea. Nici părinții n-au să... Păi, nu pe aia, că, na. Hai, lasă-mă, că îi dau eu, frate, Bogdan sunt, îi dau eu. Bine. Hai, că dacă mai mă țineai puțin așa, venea rău, că mă țineam așa din asta, mor, dacă nu venea rău, cădeam jos aici. Fii atent că... Băi, a fost o farță, ca să-ți dai seama, să-ți revii puțin la realitate. Mi-am dat seama, dar n-aveam, într-un timp tremuram, după, o fi, o fac. Păi, cum ți-ai dat seama dacă tremurai? Tremuram într-un timp după, bă, o fi, bă, de Doamne. Deci nu erai sigur? Da. Bă, eu îmi cer scuze dacă te-am speriat pe frate, tare. Și eu îmi cer scuze. Nu, nimic. Ce vrei, frate, să mai întâmplă, trebuie să mai ai și tu câte o farsă din asta și abonații cum ar veni. Normal. Te-ai speriat rău? M-a speriat puțin, nici chiar tare, dar tot. Dar zi sincer acum, ți-ai dat seama că eu sunt polițaiu sau chiar vorbești cu cineva? Nu mi-am dat seama. Bun, dar dacă mai mă țin... Dacă mai vorbeam... Dacă mai vorbeam maxim un minut, cădeam jos pe o parte, că mă țineam din nas, așa nu mai aveam aer. Bă, o să vezi vlogul zilele următoare pe canal, să fii acolo atent. Abia aștept. Îmi pare rău dacă, hai, bă, te pupăm, dacă te salutăm. Te-am speriat prea tare și... Noi. Și arunc telefonul, iPhone-ul, l-am mai cumpărat de la ăștia după OLED. Da,
Da. Hai, pa! Pa, pa! Vă salut, pa, pa! Da, ceau! Bă, dar i-am nimerit? Salut, da? Salut! Marian, tu ești? Cine vorbesc? Sunt Danu. Fii atent, am o problemă. Știi că mi s-au furat niște bani după card, dacă ai urmărit vlogurile, bineînțeles. Da, le-am urmărit. Și le-ai recuperat, da? Da, banii s-au recuperat, doar că eu am lăsat plângerea acolo la poliție în continuare să găsesc și făptașul. Și m-au sunat domnule de la poliție, abia ce am ajuns la secție și mi-a dat numărul tău și mi-a zis că tu mi-ai luat banii după card. Eu ți-am luat? Da. Păi, frate, eu înțelege, nu ți-am luat niciun leu după card. Păi nu mi-ai luat un leu, mi-ai luat 22 de milioane. Nu ți-am luat, băi, da, nimic, ce? Deci fii atent, că la poliție aici și am dosarul aici în față. Marian. Da. Zic da. Bine, da? Din Botoșani? Da. Păi, vezi, de unde aș putea să știu eu lucrurile astea dacă nu te-au găsit? Ăștia de la poliție te-au găsit. Ești la poliție aici de față cu domnii polițiști? Nu, da, băi, da, mă, tu crezi că faci un vlog și te-a sunat? N-am primit niciun apel la poliție, n-am primit nimic. Păi nu, pentru că au zis prima oară să vorbesc eu cu tine și după aia. Iau, s-au discurte. Păi, aici, că sunt în curte, mașini și astea. Ce crezi, că mint? Acum crezi că mi-ar dea mie de venit? Da. Așa, sunt la secție, că m-au sunat de la secții să vin ca să stau de vorbă cu tine. Aha, pentru că... Păi, na, băi, nu știu, eu nu ți-am furat niciun leu, nu ți-am luat nimic, eu nu știu, n-am făcut. Dacă, uite, bă, dacă nu, tu o ții pe asta în nu continuare... Nu știu, cred că e eroare ceva, nu știu. Bune acum, dacă îți luam, spuneam, uite, băi, da, bă, ți-am luat, ți-am făcut, dar eu nu știu, pe vlogul de acolo, am înțeles că mi-ai recuperat banii. Banii i-am recuperat, frate, nu-i problemă, banii i-am luat înapoi, dar, gen, eu vreau să știu și cine e răufăcătorul care a făcut chestia asta și am venit la poliție. Da, nu, da, eu nu ți-am luat. Nu, dacă tu crezi că vrei să ții pe asta așa cu n-am luat, o să vină poliția la tine și de acolo nu mă mai interesează pe mine, o să te descurci tu cu poliția în continuare, nu mă mai bag eu. Eu te-am sunat așa. Ca să fiu tot eu băia bun, cum ar veni. Băi, da, eu am înțelegerea asta. Nu știu, spun uite acum, și ce, nu te las pe tine să explici la poliție când o să-ți vină ții acasă, să le explici lor că e neînțelegere și că ei mint. În condiții în care iau dosar, aici au absolut tot, toate dovezile. Bine, băi, da, tu crezi că eu am făcut chestia asta? Păi, da. Nu vrei să ne înțelegem, să-i retrag plângerea asta? Nu știu ce să zic, eu n-am fost băgat în cază de genul, n-am avut treabă cu nimeni și nu știu cum se procedează în astfel de situație, știi? Dacă vrei să ne înțelegem așa, uite, eu accept 10 milioane, sunt trimis pe card. Da, stai un pic, nu știu cum se faci, am dat seama. Te duci la bancă și pui bani pe card, cum? Am înțeles, păi, și cum adică, cum întreba acolo? Doamne! Păi, lasă, tu zi, dacă vrei să ne înțelegem așa, să-mi trimiți 10 milioane ca să retrag plângere. Nu știu, vă pulvertat. Nu știu acum ce zi. 50 cred că faci vlog, 50% Dacă fii atent, uite, eu dacă am plecat acum de aici, de la secție, o să vină sunt cineva direct la tine de acasă. Da, nu știu. Adică, da, și vin la mine, da. Cum crezi, frate? Deci dacă 10 milioane nu vrei să-mi trimiți să ne înțelegem... Nu știu să zic, băi, doamne, e bun acum. Nu știu, mi-a rămas, nu știu, am rămas gura. Tu care făceai parte din astea, vlogul din astea, acum mă sun pic din mine. Și te-am lăsat și eu dat numărul de telefon în vlog, așa mă sun și... Da, nu știu, că am 1 miliard de mesaje din astea, nu știu eu numărul tău de telefon. Nu știu. Da, vină poliția. Da, frate, ce să zic, asta e. A fost o farsă și, na, asta e. Ce-a fost? O farsă. Aolea. Deci nu cred. Am crezut că mi-ai luat tot. Da, nu știu, nu mă așteptam, știu, număr privat. Am văzut că ziceai acolo că dacă nu... Deci vreau aplauze pentru toate sunetele astea din fundal. Te salut, deci vreau aplauze pentru sunetele astea de sirene. Bravo, IBM! Așa, mersi, te pup! A văzut omul că nu poți să te conving, a băgat 2-3 sirene, a făcut aici ceartă. Da, nu, acolo gata, chiar eram o leac așa, știi? Sforți, băi, sforți, zi tu că n-a fost bună ideea. A fost, mamă, deci prăznet. Bă, îmi pare rău dacă te-am stresat așa mai tare. Nu, e nicio problemă, stai. Nu e problemă, respect, da? Respect maxim pe ce îți faci. Mulțumim. Vă continuare, vă urmăresc. Te-am pupat, băi, ai grijă de tine acolo, mulțumim. Mulțumim. Voi aveți grijă de voi și mult sănătate. Salutare și nu mai fura bani de pe card, da? Nu. Așa, tată, că bag salvarea, bag altceva după aia.
Hai, pa! Te-am salutat, băi, pa, pa! Vă salut, vă salut! Pa, pa! Dar deci când ne-am dat, când ne-am dat sirena și ălea, s-a căcat pe el, s-a gata, s-a căzut jos de picioare. Afară, nu mai putea. Trebuia să vă prâncuiesc, trebuia să vă fac farsa asta pentru că, după cum știți din vlogul ăla cu cardul în care mi s-au furat banii, facem haz de necaz. Deci, chiar dacă am avut probleme, s-au rezolvat pe partea aia financiară, ne-am recuperat banii, nu am găsit hoțul, după cum v-am spus. Mai avem de așteptat, a zis da, la poliție că avem de așteptat 2-3 luni. Adică acum depinde doar de poliție. Da. Ideea este că ne-a garantat 100% că o să-l prindem. O să-l găsim. Ideea e că trebuie să avem răbdare. Așa că ăsta a fost vlogul. Sper să... Bă, sper să nu se supere. Văd că mi-au și scris pe Instagram, dacă vezi aici, am mesaj de la ei. Nu cred că s-au supărat, după cum ați văzut și voi acolo la sfârșitul conversației, băieți, au fost foarte ok. Îi salut pe calea asta. Sper că v-a plăcut, apăsați butonul de like acolo dacă mai vreți farse pe canalul ăsta. Știu că vă era dor de o farsă și am zis, bă, hai să le fac pe plac oamenilor și mai ales că s-a legat cu situația asta, cu cardul, cu hoțul, cu tot, absolut. Până data viitoare, băieți, aici, polițistul de serviciu, Danu, păgupitul. Să mă cheme la film și să pun din ăsta, nu știu cum se numesc ăsta. Sunetist! Sunetist! Ce să mă crezi? Vă salut, băieți! Ciao!